cuplurile din România spune în felul următor, că din 10 cupluri, 8 bărbați sunt infertili, da. Ceea ce este mai mult decât grav. E foarte grav să vezi tineri de 30 de ani care nu au o spermă de foarte proastă calitate. Există o explicație din punct de vedere științific pentru care s-au mulțit numărul cazurilor de infertilitate, mai ales masculină? Cred, adică niște factori, nu știu, externi, mă gândesc că ei contribuie în primul rând. Dacă nu se găsesc cauze anatomice, stresul este cel mai incriminat în toată problema asta. E clar că un organism stresat nu poate să își ducă la îndeplinire funcțiile de procreere. Este un organ hipotalamusul care se ocupă pe de o parte cu supraviețuirea speciei, adică cu partea asta de reproducere, și pe de altă parte cu supraviețuirea individului. Ori dacă el este stresat, își alocă toate resursele către supraviețuirea individului, lăsând pe plan secundar supraviețuirea speciei. Am mai auzit o explicație posibilă, Cernobâlul, care să fi pusă și pus amprenta este... pe generațiile mai tinere. Nu. Nu? Nu. Nu e așa. Adevărul este că, doamna ministru, că nimeni nu știe cât de mare este, de fapt, numărul cuplurilor infertile din România, pentru simplul fapt că nimeni nu a avut nici măcar curiozitatea până acum să afle și nimeni nu știe mai ales ce drame se ascund în spatele acestor familii. Domnule doctor, FIV este o metodă la care se apelează, spuneam, des în ultimii ani. Este un procedeu inventat de ceva vreme în lume. Am aici... Aproape 30 de ani, primul copil conceput în afara corpului uman a fost născut în Anglia, în 1978, dacă nu mă înșală datele pe care le am aici, iar primul centru de fertilizare in vitro a fost înființat la noi în țară, în Timișoara, de către profesorul Ian Munteanu, în 1995, care, de altfel, la un an după ce a făcut această clinică, încearcă și reușește prima operație, prima procedură de fertilizare in vitro în România, iar primul copil născut prin metoda conceperii in vitro este Daniel Ioan, conceperii, îmi cer scuze, care la 6 februarie 2009 a împlinit 13 ani. În ce constă? Trebuie să o invita și pe ea. Da, în ce constă tehnica FIV? Așa, pe scurt, ca să știe toată lumea la ce ne referim. Tehnica FIV pornește de la ideea că, din diferite motive, embrionul nu se poate implanta în cavitatea uterină. Ori din cauza că există factori mecanici care împiedică migrarea sau întâlnirea gameților, adică a spermei cu ovocitului și ulterior migrarea în cavității uterine, ori din cauza faptului că ovocitul nu poate fi fecundat prin ce spuneam mai devreme, calitatea proastă a spermei, ori există cazuri de infertilitate inexplicabilă în care se încearcă bypassarea tuturor pașilor care există în natură până la implantare cu punerea acestor embrion direct în cavitatea uterină. În funcție de... Întâlnirea practic se face neprobetă, da, într-un mediu practic, controlat. Primul lucru care s-a constatat că este cel mai eficient de făcut este de a bloca tot sistemul hormonal al femeii, astfel încât controlul să fie în exclusivitate din partea clinicianului. Noi stimulăm apoi cu o serie de medicamente care sunt foarte scumpe. Da? 1100 de euro aproximativ. Poate și mai mult, depinde. Medicamente. Da. Sunt stimulări foarte simple, stimulări foarte sofisticate în funcție de... Cum răspunde organismul. Cum răspunde organismul, de ce patologie există. Dar poate să ajungă și la 2000 de euro. Fără incredibil. Deci asta, încă o dată, numai tratament. Să spunem telespectatorilor că înainte de tratament se fac și niște analize premergătoare acestei proceduri. Da. Și care trebuie să se repete. Pentru fertilizarea in vitro, oricât de cinic ar suna. Da. După ce la ce interval trebuie să repete aceste analize? În funcție de experiența clinicianului. 6 luni, de regulă, în funcție de cum reușește procedura? Repetarea analizei, nu, noi vorbim de un ciclu... Normal și firesc din care... Nu, de un ciclu FIV. Într-un timp unui ciclu FIV trebuie făcute mai multe Am înțeles. Deci nu e suficient să faci o singură dată, trebuie să mai... Se pot face la un minim din două în două zile. Am înțeles. Sunt analize inclusiv de ordin genetic atunci când este cazul, când se caută o explicație a unei sperme de proastă calitate. Asta intră iarăși la... Se merge pe ciclu cromozorial să vadă dacă... Există probleme. Cât de dotat este laboratorul sau clinica respectivă? Pentru că sunt clinici care pun la dispoziție lucruri foarte sofisticate vis-a-vis de cauzele care pot scădea rata de implantare, cauzele care pot
scădea rata de fecundare, adică o spermă de proastă calitate. La ora actuală, majoritatea clinicilor folosesc drept criteriu de selecționare a embrionilor și a spermei doar criteriu morfologic, adică al frumuseții, să spunem așa. Da? Îmi place spermatozoidul ăsta că e blond, nu-l iau pe cel că e brunet. Bine, nu și chiar blond, să da, le spunem telespectatorilor că da, e mai vioi, că e mai, mai solid, dar prin, arată mai bine. Prin apariția unor metode foarte sofisticate s-a constatat că nu faptul că el e blond înseamnă că e și cel mai bun. Da? Și atunci clinicile care vor să facă într-adevăr performanță se dotează cu o anumită, un anumit tip de aparatură care le permite, de exemplu, să crească capul spermatozoidului până la 6800 de ori și atunci se știe foarte clar că spermatozoidul ales, fără să-l omoare, deci viu, spermatozoidul ales este corespunzător din punct de vedere genetic, măcar genetic. Sau al calității, nu genetic. Pentru că toate lucrurile astea trebuie precizate. Sunt controlabile până la momentul în care se face embriotransferul. De acolo, înainte, este tot mâna lui Dumnezeu. Da, clar. Da, tot, mâna, tot destinul. Da. Nu mai poate să facă medicul minuni din poate doar să facă un fine-tuning, să regleze puțin treburile. Dar vă spun, rata de succes este o chestie frustrantă să ai. Între 25 și 30% și 5% am citit în funcție de vârsta. Și 100%. Depinde, 100%? Este între 0 și 100%. Da, dacă ți iese, într-adevăr. Da. Dar în mare... Telespectatorii pot citi pe ecran, îmi cer scuze că vă întrerup, câteva dintre prețurile orientative și precizez acest lucru pentru o procedură de fertilizare in vitro la diferitele clinici din, din București și din România. Avem câteva exemple și de la Timișoara și de la Cluj, din câte, din câte știu eu. Deci nu este updatat, mețane, nici nu mai este acreditată. Nu mai face așa ceva. Nu, și cred că da, tot ce, toate informațiile care le aveți sunt... Pe care, sursa pe care am folosit-o noi este www.infertilitatea, da, este o boală.wordpress.com, care este un site, zic eu, destul de bine făcut pe subiectul ăsta. O să mă updatați imediat, apropo de termenii pe care i-ați folosit puțin mai devreme, aceste prețuri. Oricum, ideea asta este. Ne jonglăm între 1400 și 3000 de euro în funcție de clinică. De doar procedura vorbesc. Deci, lăsând la o parte analizele, de care spuneam că pot ajunge undeva la, între 10 și 30 de milioane în funcție de complexitatea lor, stimați telespectatori, și procedura de tratament medicamentos, de stimulare ovarie.